Hristos a înviat! Bine ne regăsim la o nouă meditație despre Împărăția lui Dumnezeu. Sper că toți sunteți bine, adică sunteți în Împărăție, ocrotiți și binecuvântați de Dumnezeu. În această zi aș vrea să ne oprim puțin asupra certitudinii. Știu cât de importantă este siguranța nu doar în domeniul material sau relațional, ci și în domeniul spiritual, Probabil vă amintiți de câte ori Apostolul Pavel spunea, știm, nu avem nicio umbră de îndoială. Convins că vrem să știm dacă suntem sau nu în împărăția lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun că nu este chiar așa de complicat. Dacă în unele locuri putem ajunge fără să ne dăm seama, nu la fel stau lucrurile când este vorba de împărăția lui Dumnezeu. Afirmația mea se bazează pe faptul că nu putem intra în împărăție fără să împlinim condițiile impuse de împărat. Probabil rețineți că în mesajul anterior subliniam faptul că nu putem intra în împărăție excluzând pocăința personală. Acum este lesne de înțeles că nimeni nu se poate pocăi, nimeni nu poate regreta păcatele, nimeni nu poate renunța la păcate. Fără să-și dea seama, fără să acționeze. Nu există persoană care să aleagă calea îngustă în mod inconștient. Pe calea lui Dumnezeu nu putem intra în somn, nu ne pot duce alții și noi să nu ne dăm seama. Deci dacă ne-am pocăit de păcate, dacă am intrat pe poarta strâmtă, dacă am ales calea îngustă, calea lui Dumnezeu, dacă am mărturisit public alegerile noastre, atunci suntem în împărăția lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt care ne smulge din împărăția Întunericului și ne așează în împărăția Luminii, în trupul lui Hristos. Acum când intrăm în trupul lui Hristos, suntem așezați alături de alți oameni, de frați și surori de credință. Pe aceștia trebuie să-i acceptăm, să -i iubim și să slujim. Din nou, nici acestea nu pot fi făcute în mod inconștient. Ele au de-a face cu alegerea noastră. Pe lângă cele menționate, vreau să vă aduc aminte că Mântuitorul spunea că împărăția lui Dumnezeu aparține celor săraci în duh și oamenilor persecutați pentru neprihănire. În cazul de față, Mântuitorul vorbește de oameni care au acceptat să intre în împărăție, trăiesc neprihănirea cerută de împărăție și întâmpină greutăți. Dar, în ciuda greutăților, ei nu se leapă de nici de împărat, nici de împărăție. El, Mântuitorul, vorbește apoi despre purtarea crucii în fiecare zi. Cum ar putea cineva să accepte să îndure greutăți de dragul lui Isus Hristos în modul inconștient? Este clar că lumea în care trăim nu apreciază și nu promovează neprihănirea. A trăi după voia lui Dumnezeu înseamnă a merge împotriva curentului și de nou nici lucrul acesta nu îl putem face inconștient. Dragii mei, faptul că suntem într-o biserică locală nu înseamnă neapărat că suntem în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cochetăm cu anumite păcate, dacă nu trăim o viață sfântă urmândul pe Domnul Isus Hristos, cum a putea avea pretenția că suntem în împărăție? Dacă nu trăim în împărăție și în neprihănirea cerută de ea în vremuri bune, ce garanție avem că vom trăi în vremuri grele, în vremurile de persecuție? Nu știu dacă este cazul, dar vă reamintesc că noi nu discutăm despre o neprihănire stabilită după standardele noastre, oricare ar fi ele. Mântuitorul spunea că neprihănirea celor din împărăție trebuie să depășească, să fie superioară neprihănirii celor care se declară neprihăniți. Vă spun, spuneam Mântuitorul, că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Da, în cazul celor din împărăție este vorba de neprihănirea oferită de Hristos, de neprihănirea pe care o avem în urma prețului plătit pentru împlinirea cerinților divine. Aceasta înseamnă în mod obligatoriu Îndepărtare de păcat și acționare în iubire de Dumnezeu. Și dacă tot am menționat îndepărtarea de păcat. Ne mai amintim cuvintele mântuitorului. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul genei cred că nu este greu să remarcăm că eliminarea păcatului are de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă ești în împărăția divină, bucură-te, mulțumește lui Dumnezeu și trăiește conform cerinței lui împăratului. În ascultare de el, trăiește în neprihănire, poartă Scrucia și participă cu bucurie la extinderea împărăției lui Dumnezeu, vestind învierea Domnului Isus Hristos și oportunitățile pe care le-a adus ea. În cazul în care, nu contează pe ce motiv, nu ești încă numărul celor dinăuntru, fără tot ce mai trebuie și intre repede. Cuvintele Scripturilor și mulțimea celor din iad îți spun că rămânerea afară nu te avantajează nici pentru viața aceasta, nici pentru cea viitoare. Îți mulțumim frumos că ai fost astăzi cu noi! Bucură-te de iubirea lui Hristos și de binecuvântările din împărăția sa. Fă tot ce este necesar pentru a fi unul din slujitorii care produce bucuria împăratului. Dacă ai anumite nelămuriri, întrebări, poți să le trimiți pe adresa de e-mail vyugaoriunde.arondyahoo.com Hristos a înviat. El este împăratul, el are o împărăție unică, extraordinară. Dacă ești în ea, prețuiește-o și ascultă de el. Dacă nu ești în ea, intră astăzi. Vei avea numai de câștigat.